Municipalitatea are planuri mari și anul acesta pentru Clubul Nautica. Ei se dorește amenajarea a 6 terenuri noi de tenis. 4 vor fi cu suprafață rapidă și 2 cu zgură. Acest proiect este prevăzut să fie implementat până la sfârșitul lui 2018 și nu este singurul care vizează Clubul Nautic Slatina. Clubul Sportiv Municipal va primi credit pentru toate secțiile sportive, atât pentru întreținere, pentru buna funcționare a tuturor angajaților. În bugetul CSM-ului sunt prevăzuți bani pentru desfășurarea activității clubului pe întreg anul. Municipalitatea alocă fonduri și pentru demararea lucrărilor la sistemul de irigații din zona Clubului Nautic. Pentru acest proiect sunt alocați 1 milion de lei. Sunt fonduri prevăzute pentru cele 6 terenuri de tenis de câmp, dintre care 3 vor fi acoperite, 4 cu suprafață rapidă și 2 cu zgură. Clubul Nautic și de agrement Plaja Old Slatina este o investiție realizată cu fonduri europene și locale, valoarea totală a investiției fiind de 34 de milioane de lei. Proiectul a fost derulat prin programul operațional regional Axa Prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenție 5.2, crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.